Primăria Municipiului Târgu Jiu, cu sprijinul societăților Edilitara și Polaris, au demarat începând de astăzi Luna Curățeniei. Cu această ocazie vor fi mobilizate toate sectoarele societății Edilitara și cei circa 90 de angajați ai acesteia. De asemenea, se acționează cu utilaje, unelte, excavatoare, tractoare cu remorcă și rabe. Astăzi debutează Luna Curățeniei. Până pe 31 martie vom intra în toate cartierele din municipiu. Sunt lucrări specifice care se realizează în această perioadă. Mă refer aici la refacerea spațiilor verzi, la curățire, la tunderea și toaletarea arborilor și arbuștilor. Vor fi și plantări de arbori și arbuști, dar și de flori în toate rabatele de flori din municipiu. În cadrul acțiunilor din Luna Curățeniei s-au mobilizat și salariații societății care se ocupă de salubrizare pe raza municipiului. Prioritare pentru aceștia sunt în prezent spălarea platformelor subterane și a celor de suprafață unde târgujenii aruncă deșeurile menajere. În această perioadă ne-am apucat să reparăm platforme din municipiul Târgu Jiu. Spre deosebire de anul trecut, în prezent avem 40 de platforme subterane care ne ușurează într-un fel munca. Acestea vor trebui spălate pe loc și nu trebuie reparate. Restul platformelor din oraș vor trebui luate fiecare în parte. Acolo unde este nevoie va trebui înlocuită acea plasă care stă în jurul containerelor. Va trebui revopsită și în același timp, în unele cazuri, va trebui pus inclusiv bitum. În total, la nivelul municipiului Târgu Jiu vom avea de spălat aproximativ 700 de euro containere, din care 160 sunt subterane, iar restul sunt la suprafață. În această lună, pe lângă acțiunile de salubrizare și igienizare, prioritare vor fi și reparațiile drumurilor din municipiu după trecerea iernii, refacerea marcajelor rutiere și curățirea zonelor verzi.